Salutare toată lumea, bine m-a regăsit la un episod de SkinCraft. Astăzi ne-a arătat domn primar chestia asta. Deci edita mai primăria, judecătoria, tot ce vreți voi. Și a venit și un membru nou pe care nu o să pot să-i spun numele. Nici dacă e băiat, nici dacă e fată, fiindcă va trebui să vedeți voi asta. A fost un episod haotic, de la falsificare de buletine până la arestare, până la o iubire nouă pe SkinCraft. Eu vreau să vă doresc o vizionare plăcută, fiindcă ăsta e un episod extrem, extrem de demn. Repede, te rog. Nu pot, că trebuie să... Stați așa, stați că vin imediat. A încercat să-mi dea amendă, domn poliție, că trec ilegal. Fiecare pentru da, trecere ilegală. Oh, am vrut să... Gata, am rezolvat. Uite, da, ați vrut să-mi faceți schemă, să tras, să merg ilegal. Pentru că vă bate joc, stați în mijlocul drumului și aruncați cu ouă în mine. Aoleu, gata. Deci haideți aici frumos pe trotuar, vă rog. În partea asta, 10 diamante Irinu și 20 Oana. Asta e trotuar. Din momentul acesta nu este. Aici, în față, nu, la mine. Deci consider că n-avem trotuar, n-avem unde să mergem. Nu mă interesează, domnișoara Oana, discutați cu domn primar. Uite, Fanny, m-am încat într-o. Nu, nu, uitați, uitați, uitați. 20 de diamante amendă și vin momentul ăsta aici. Păi ca să trec. Da, da, așa se trece, Fanny. Asta e bătaie de joc, 20 de diamante amendă acum. Puneți mai multe treceri de pietoni. Nu, aici încă 10 diamante amendă. Ce se poate? Puneți mai multe treceri de pietoni. Eu merg la domn primar. Eu merg la domn primar. Oana Finuca. Finuca. Dacă nu plătiți acum amenda se dublează. Păi merg să vorbesc cu domn primar. Merg să vorbesc cu domn primar. Dacă nu plătești acum este amendă dublă. Oana, pe trecere așa frumos, bravo. Plătesc pentru Oana că mi-a zis cineva că-s măgar. Cât e la Oana? 20 sau ăsta zici? La Oana 20, la tine 50 în total. Hai să-ți plătească singură, Oana. E aici. Mă, cum de ajuns de la 10 la 30? Dacă vă întrebați unde mi-au dispărut toate diamantele, i-am dat 100 de diamante lui Iris să-mi facă skin-ul, că-s prea leneș. Domnul Clor, n-ai pe stradă, l-am văzut pe stradă. Domnul Clor, n-ai pe stradă, să vă dau, hai mai acolo. Domnul polițist, e cu noi în spatele dumneavoastră. Bă! Domnul om orice, dați-vă puțin, vă rog. Omor orice? Mă, ce omoră tot, e savage. Da, 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 aveți dreptate, corect? Bun, vă mulțumesc pentru contribuția voastră. Coruptul! Ce contribuție frumoasă. Polițai corupt, hai să-i dăm foc la secție. Da. Ce Fanny Salt? Eu eram la plot. Fanny Salt, ai strigat coruptul în momentul acesta. Pentru că ai strigat coruptul și practic ai... Ia, deci, Jackie, nu mai dau 10 diamante. Da, da. 10 diamante amendă pentru trecere nepermisă. Bă, adică ai fost în mijlocul străzii, știi de ai auzit cumva de treceri de pietoni? Unde e domn primar? Păi domnul meu, mai devreme erați în stradă. Mai devreme erați în stradă, cum? Eu sunt polițist și am dreptul no, Jackie, să inspectez. Hai la primar, că nu se mai poate. Și-a bătut joc de toți. Domnul Nocivanu. Domnul Nocivanu. Eu îi dau mesaj. Eu am venit aici foarte frumos să vă spun niște vorbe foarte, foarte frumoase. Să spun efectiv locuitorilor cât de bun polițist sunteți și dumneavoastră îmi dați amendă. Da, da, și eu vreau să fac. Abuz. Ei, atunci abuz de serviciu, efectiv. Uitați-vă la el. Uitați-vă la el. Ia, uite. În momentul ăsta ești legat, Jake, vii cu mine. Păi da, n-am spus că nu vă dau. N-am spus că nu mă vă dau. Deci, dacă tu vorbești frumos cu mine, asta nu înseamnă că eu nu aplic legea, corect? Păi corect, dar e o lege cam nu știu. Ia uite, adică 10 diamante. De ce v-ați dus pe plotul meu fără? Domn Bogdan, amendați-l pe colegul dumneavoastră. Eu nu am fost bun. Hai, spargeți gașca de aici că. Păi nu avem pe unde să trecem. Păi n-avem pe unde să trecem. Aveți poartă cumva, domnul Lucky? Nu este îngrădit aici. Exact, poți să-ți dau foc la plot că e spațiu public. Hai să nu exagerăm. Hai gata cu pășcălia. Pe unde pot să trec și eu? M-am pins, domnul deci, Nocivanu, e o trecere pieton pe toată alea asta. E o singură trecere. Uite-l pe Luchi aici. Uite, nu mai am tutor din cauza lui. Nu știu ce cauți în drum. Ce, domnul Nocivanu, domnul Nocivanu. Bă, Anisa, ce cauți acolo pe drum? Ai, de mine. Mă, e o singură trecere de pieton pe tot drumul ăsta, e imposibil așa ceva. E, ia că fac caca în mijlocul drumului. Hai, te rog, Fanny Salt. În mijlocul drumului. Bravo. Nena poliția e, Fanny Salt. Bă, taci!
Bun, da. Eu doresc să vorbesc cu Bogdan puțin, că dorea să-mi spune. E doar o dată de pietoni. Doamne, ce nebun ați văzut ce a făcut? Jake, uite ce fac! Jake, uite ce fac! Și-a dat amendă singur! Uite, fac caca mijlocul drumului! Uite, fac caca mijlocul drumului! Aoleu! Păi stai așa, că o să-ți arăt eu cum se face. Iris, ce faci pe drum? Mă, ce? Ioana, nu pe stradă, Ioana! Oh my god, ce fată drăguță, vrei să fii iubita mea? Pleacă, mă, Fanny Salci! Vrei să fii iubita mea? Nu iubita mea, boys, deci... Băi, Fanny Salci, ești așa? Cum să vorbești așa cu fetița? Ioana, se mă așa pe toată, ai cât de presintime de asta, că acești... E pe drum! Au! Bună, fetelor! Oh my god! Ce voce drăguță ai! Pleacă, Fanny Salci, de aici! Mă, Jackie-a mea! Eu frumos, să nu mai faceți gălăgie, că deranjează liniștea în oraș! A venit nevasta mea în oraș! Mă, dar tu câte neveste ai? 3. Bună! Domn polițai, da! Trage fetelor! Bine, bună ziua, domnișoară, veniți un pic cu mine, vă rog. E pe mijlocul drumului! E pe drum! Cine o lovești? Nu mai dați în domnișoara. Haideți aici, vă rog. Bă, nu văd nimic, lăsați-le pe stradă, vă rugăm. Stai că mă duc la mine pe plot. Deci ea este prietena mea, Ioana, dintr-un alt oraș, foarte îndepărtat. Acum astăzi am venit, dar le-a spus la cetățeni că este verișoara mea, să o lase în pace, dar nu e să face nimeni, nu se poate așa ceva. Acest termină Farisal! Acest peștișor șosetă mi se pare foarte cunoscut. Acești pantaloni mi se pare iar foarte, foarte cunoscuți. Deci nu, poate dacă vine dintr-un oraș care poate țineți minte, se numește Mind City, nu știu așa ceva. Dar putea baltă! Deci cred e foarte că... de bandorașul, băi, nu se poate fi polițist. Parcă am mai văzut hainele astea, dar na, pot fi, da, pot să le aibă mai mulți. Oameni, bună ziua, cum vă numiți, cum vă numiți? Băi! Nu, n-ai voie pe plotul meu, ieși afară! Dar eram la mine pe plot! Nu mă interesează unde erai, vii după mine, hai! Adică câte diamante, că știu că vă plac. Hai. Și pe Jackie, că m-a jurat, lasă-l cu mine la închisoare. Jackie, taci și vino. Nu, ești legat și vii după mine. Dacă mai comentezi, eu o să stai dublu la închisoare. Păi ce faci aici? Pupi oameni. Păi nevasta mea, v-am zis. Am scăpat, că trebuie să mergem la domnul primar. Ce? L-ați auzit pe Luchi ce a zis? Domnul primar. A zis și eu-s poliția. Luchi a zis și eu-s poliția. Yes. N-am auzit, bună din păcate, că e prea mare nebunie. Bună ziua! Îmi cer scuze că vă întrerup puțin, avem o nouă membră în oraș și domnul Farisalt a pupat-o așa fără consimțământul ei. A pupat-o? Da, pentru asta o să fie arestat, din păcate nu va putea participa. Cum doriți dumneavoastră, dacă vreți să-l lăsăm legat aici sau îl băgăm în închisoare? Ascultați-mă puțin. Iris, pleacă de o parte, domnul Jake. Deci, îmi pare rău. Decideți puțin, domn primar, ce se întâmplă cu Fanny Salt, că eu trebuie să știu. Dacă îmi dați voie să vorbesc. Ok, liniște, vă rog. Ați văzut cu toții, a apărut noua primărie. What? În orașul schimbat, construită de primărie, desigur. Uite cât e. Nu m-a mai plăcut căsuța mea. Și pe lângă primărie, pentru că m-ați supărat destul de tare cu toții, avem o nouă celulă impenetrabilă în închisoare. Nimeni nu mai scapă de acolo. Acum va fi Fanny Salt. Nu, n-am zis pe stradă. Corupție. Azi este Luchi. Care țipă corupție? Luchi a zis. Aici nu e stradă, teoretic, ăsta e pod. Da. Da, aici aveți voie. Mă, ce? Gardian? Mă, mult pălăvrăgește fata asta, că nu mai știu. Ăsta e Q-Sanity. De când e polițist? Ok, ieșiți un pic, vă rog. Dați-ne afară. Nu vreau să mor în pușcărie. Mă, ce mi-ai zis? Îți dau 30 de diamante dacă mă ierți, prințesa mea. 40 30. Măi, n-auzi 40? 50. 80 și mă lași în pace. Bine. 80 și mă lași în pace. Ești foarte drăguță. Da.
Mulțumesc. Dar nu, și am puține emoții. Da? Mamă, eu am avut niște experiențe în trecut, am aflat că erau băieți. Sper să nu fi la fel. Ia. Nică nu sunt, n-are cum, nu mi-auzi vocea. Ba da, ba da. Da, ok, gata. Dă-mi un pupic că ți-a dat 80 de diamante. Păi ți-am dat diamante, nu mai sunt. Stai, acum că ți-am dat... Nu știu, rău de tot. Acum nu mai baga la pușcărie că ți-am dat 80... Ți-am dat un cadou. Mulțumesc mult, dar... Funny Salt! Am auzit numai lucrurile despre tine. Mi-a zis Crona cum te cheamă și am auzit numai lucrurile despre tine. Am 10 ani. Că m-ai întrebat că seream. Da. Cine era la Riciu acela roșu? Te îmbrăca bine rău. E da, foarte urât. Ok, Luke, în momentul ăsta ești legat, vii după mine. A dat în mine, a dat în mine. Vreau să știu un sunt aici. Da, să știți că m-a iertat doamna nouă. M-a iertat. Întrebați-o. Întrebați-o. Nu mă interesează. Momentan. Deci, vă rog frumos liniște. În momentul ăsta, Funny Salt și Luke, veniți după mine. Da, întrebați-o că m-a iertat. Haideți înăuntru și vorbim. Nu mai obiectați atât. Nu mai vreau atâta. Nu vreau să intru. Bun, haideți după mine, intrați pe aici, coborâți. Luki. Coborâți aici, vă rog. Da, și Jakey, că ați zis că și el. Bun, intrați aici, vă rog. Vă rog. Mamă, nu mă mai împinge. Da, m-a iertat. Da, vă rog. Intră acolo. Da, mor de cal. Ok. Deci acum o să discut cu voi să vedeți de ce ați intrat acolo. Luki, tu, când eu cu domn primar, liniște, okay. Drog. Când eu cu domn primar vedeam ce celula, tu erai cumva în închisoare. Nu știu cum ai intrat aici, ai intrat prin infracție. Dar de unde știți că eram eu? Cum am zis? Te-am văzut de jos. Nu pot să sparg. Bun. Funny Salt, tu știi deja de ce ești acolo. Da, m-a iertat. Întrebați. Bă, Luki, nu mai suport. Ia 5-a oară că mă bagă pușcărie. La mine e a 10-a. Mă, ajutor. Vreau să văd și eu primăria nouă. Mă, stai că-i scriu lui Jakey să mă scoată de aici. Mă, îi dau mesaj. Dar n-are, cu ce să... cum? N-are telefon. N-are. Case. N-are. A, stai. Dar nu-ți conecta la internet. Sparge el ușa. Dar n-am internet. Eu cred că am. O să fiu. Am două linii. Dă-i mesaj lui Jakey. Dacă are telefon. A făcut o soare? Sau lui Insanity poate vine, că știu că ai colaborat cu el la un moment dat, nu? Că tu cu el trăgeai 100% că prea el... Bă, prea el luai apărarea. Poate vine, poate e pe aproape. Dă-i mesaj. Cine știe? Nu, n-are telefon, n-are. A, ba, da, are. Ok, dă-mi să și poate ieși și noi de aici. Vedeți-vă-i primăria, să nu ziceți că nu sunt bun cu voi. După 100 de mii de diamante date. Haideți că, păi da, dacă asta meritați, fiți și voi mai de treabă, nu mai dați în oameni și o să fie... Dar eu n-am dat în nimeni. Ai dat, dar tu te-ai comportat urât. M-ai iertat, am dat 80 de diamante. A, bă, o mamă mită! Okay. Nu, e cadou de prietenie. Aha. E fata nouă pe Skincraft. Da? Lie. A venit pușcăria și... Da, unde eu iară? Da, unde Mă, dacă liniște, am pute, Clorna. Hai, liniște. Funny Salt, iar intri la închisoare. Nu, gata. L-a lăsat el să iasă. Gata. Da. Dar eu nu aud. Cum ajung acolo? Primar, nu vă auzim! Da, nu vă auzim. E prea mare sala, domn primar. E prea mare sala. Distanța prea mare. Da. Spargi în gardul ăsta. Aoleo, nu mai auziți efectiv. Aoleo. Ce frumos era, mă. Hopa. Mă. Băi, numai așa se poate face liniștit.
Sala aceasta va fi folosită în caz că anumiți cetățeni vor avea o discută și doresc să fie rezolvată legal. Gura. Popa, ce caută domnul Lachie acolo? Mă, ce? Unde? A furat de acolo. Mă, ce? Să fur. Da, frat. Ba. Domnul Lachie, în momentul ăsta o percheziție rapidă. Dacă aveți armă la dumneavoastră, trebuie să o aruncați în momentul acesta. Gata. Nu am. Hai, da. Minte. Obiecte furate. N-am. Ok, da, totul în regulă. Ok, bine. Maboy! Maboy! Ce cauți aici? M-au împins. Cine a zis Maboy? Ioana! Clara! Clara buric! Clara buric! Ce buric, mamă! Ce buric oare! În momentul ăsta, dacă nu faceți liniște, o să fiți toți în pușcărie, inclusiv eu cu voi, și nu mai vreau vă dau. Nu mai vreau pușcărie. Da. Să mai spun ceva. Păi și cum ai ieșit? În carceră. Liniște, vă rog. Domnul Clorna și domnișoara Clorna, sunteți oficial soț și soție. Mă, ce? Sunt verișori! Sunt verișori! Sunt verișori! Nu te-a muiere! Ce ilegal! Bă! Domnule, ce pălăvrăgește fata asta, nu? Domnișoara Clorna este singură. M-a amenințat! Ce urât vorbește! M-a amenințat! Ce rea e! Domnișoara Clorna a amenințat. La pușcărie, vă rog. Clorna, nu vreau să pe verișoară să vorbească prea bine. Trezește-te, Nocivane! Da. A murit domnul Nociv. Domnul primar Nociv. Următoare! Domnul Luchi, de ce a spus să stai aici? M-a amenințat doamna Ioana, sunt toți martori. Ioana? Hai să-mi spargi capul. Domnișoara Clorna! Hai să-mi spargi capul. Aceasta, am înțeles. Dacă vom avea pe viitor și cred că vom avea un ajutor de primar. Ia că n-a ses pe masă. Eu. Eu. Era și Jakey și Lucky și m-am urcat și eu. Era și Jakey și Lucky și m-am urcat și eu. Ok. Maimuța vede, maimuța face. Ok, cine mai vorbește și face bășcălie de acum o să părăsească incinta primăriei, să știți. Dar domn primar, ce frumos arată, adică aveți aici foc, aveți aici de ce un cap de zombie pe masă? Așa este, domnul Clorna. E frică. Pentru că aici a trăit cândva un om și a devenit zombie. What? Nu! Eu plec de aici. Cine-i țăcălie? Țăcălie. Wow. Ce cap de ou. Opa. Țăcălie cap de ou. Ce pute, Ioana. Aici este biroul primarului. Wow. Salutare, domnul Clorna. Domnul primar. Îmi pare rău. Domn primar, vă rog, dați mâna cu mine. Vă rog, hai pe rând, o linie aici. Dați mâna cu mine. Primar pe rând, dacă doriți audiență. Bun. Stânga. Deci, stai să ștergi ăsta. Ce face, mă, Luchi, se joacă pe calculator? Liniște. Ok, Jake, în momentul ăsta ieși, am zis cine mai face bășcălie. Luchi, la fel. Jake și Luchi, ieșiți acum. Bună! Domnul, eu doar am raportat ceva acum, adică. De faceți bășcălie aici. Păi și ce nu, doar am reputat. Gata, eu sunt, de ce puteți să-mi fata ca să fiu primul linie? Domnul primar, eu îi scop pe toți de aici, nu se mai poate așa. E bătaie de joc aici la adresa primarului. Haideți, dați-mi voie să vorbesc o secundă. Nu, ei erau mai... Domnule primar, vă las bani pe CSGO. Liniște! Bun, aici este biroul primarului. Când aveți probleme, veniți și vorbim. Rezolvăm totul, nu mai veniți la mine acasă, ok? Ne-am lămurit? Da. Fără hi-hi-hi, fără ha-ha-ha, fără gunoaie pe jos. Sau intrați toți la pușcărie! Am plăcea la dumneavoastră acasă. Bun, Loki are două amenzi până acum pentru că aruncă cu gunoaie în primar. Bun. Nu vă supărați, pot să zic ceva?
Nu. Sunt supărat că nu faceți liniște. S-a supărat domnul primar. Un moment de liniște, hai să auzim. Wow, ce frumos, mă simt mai bine acum. Părți. Ok, domnișoara Clor este arestată. Este! Bine! A zis că-mi sparge capul. Primar să spună. Haideți cu mine, haideți cu mine, doar domnul Țibanu și domnișoara Clorna. Haideți cu mine, vreau, bine! Oricum mirosea urât. Bun, acum eu sunt nou primar. Mă, ce? 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 De ce ai ochii roșii? Aveți grijă, aveți grijă! Bă! A stricat tot! Eu-s primarul! Băgăm un inferno? Deci eu stâns focul la primar. Bună ziua! Poi, să haide, trebuie, nu cred că își dă seama. Bună ziua! Ok, ok, ok. Ok, sunt prima acum. Liniște, liniște. Te-ai toți. Hai să vedem dacă domnul primar își dă seama dacă s-a stâns focul, bine? Nu mai teamă. Da, da, da. Nu știți nimica. Ok. Test. Permit, permit. Să vedem dacă știe. Hai să-i fură și scaunul. Bine, l-are aprins. Dar nu pot să-l ridic, nu știu de ce. Sparge-l, 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 sparge-l. Joacă, hai o dată. Clona, Clona. Îl dăm la manet, sparge-l și îl facem jumătate. Da, 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 da. Cechi, Cechi. Ce, ce, ce? Tu cu mine, Clona, spargem ăsta, îl facem 30-30-30. 10% la morfani. Hai. Liniște, vă rog, Clorna. Clorna, am o surpriză. Aveți 100 de diamante amendă, Clorna. Fine. Domnișoara Clorna, aveți de plătit 100 de diamante amendă. A, care tot aruncă? Arestați-l, bă, domnul Clorna, arestați-l. Arestați-l. În momentul ăsta, Clorna, veniți cu mine. Domnul Rafa, domnul primar. Clorna, ești arestat, vin după mine. Bă, domn primar, domn primar, vedeți că Clorna v-a stins focul de acolo. Domnul primar, nu vă... Domnul primar, nu vă stins nimic. Clorna! 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 Domnișoara Oana, cine Clorna? Clorna, Clorna! Clorna! Ai, 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 dar... Trebuie să-i dau un mesaj. După ce că nu pot să termin meciul pe calculatorul dumneavoastră acolo. Eu cu omul router din păcate. Păi și eu cum ai jucat? Așa e, mai dai încolo. M-am jucat cu boții. Bun, bun, bun. Haideți să facem un mic exercițiu. Mă pleacă, că ești primul. Suntem aici, da? Da. Bun, fiți atenți. Deci, nu avem buletine în SkinCraft. Da, da. Și ne cam trebuie unul, da? Adevărat. Pierdut în buletin. Vă invit pe toți să accesați. Mă numesc Șoc, Ciotă. De fapt stați aici, Ok, ok. Ce-a zis? Bă, dar nu mai dați. Bă, dar care tot aruncă cu noi? Bun. Nu mai dați. Și totul este în regulă, Clorna și-a plătit. Ne face kit, ne face tichet, Bogdan. Ascultați-mă puțin. Nu am probleme. Vă rog frumos, domnul. Și liniște, liniște. Ce adresare este asta cu tu și vă rog, vorbiți frumos, respectuos. Vorbiți foarte urât. Liniște, liniște. Așa. Foarte urât vorbiți, să știți. Toată lumea, ascultați-mă. Ascultăm, ascultăm. Vreau să accesați acest chest și să luați o carte. Toată lumea o carte. Una singură fiecare. Nu fiți răi. Bun, am luat 7. Mă, ce? Haideți, vă rog, comportați-vă. Mă, ce? Gata. Hai, domnul Civan, scrieți-vă buletinul acolo. Opa. Hai să scriem. Carte de identitate, bun. Că nu mai este buletin de mult, deci, domnul Jake. Ok. Avem... Ești prea mic pentru buletin. Putem să modificăm cu carte de identitate, dar ce este important? Avem așa. Vom trece numele fiecăruia, sus de tot. Ok. Dacă avem bun. Cum ar fi să scriu numele real? Trebuie sus de tot să ne trecem numele de familie. Ok. Sunt sigur că aveți cu toții unul. Ați mai fost și în orașul anterior din SkinCraft. O să pună nume fake. Sunteți inventivi, adică vă știți numele, da? Eu nu. Okay. În primară, vei fi ca dacă am scris corect să le spuneți și lor. Sigur, sigur. Dar de unde să știu eu numărul adresei? Ca idee, nu mă cheamă nici așa, nici așa.
Nu îl semnați, vă rog. Nu îl semnați încă. Suntem la prenume. Vreau să știu și de unde să fie numărul adresei. Deci dacă mai țipați așa, o să ne supărăm. Haideți, luați din chest altul și semnați din nou. Nu semnați, doar completați. Deci, domnul primar, am și eu, nu, spuneți. Deci avem așa, numele de familie, mai okay. Jos prenumele, adică numele vostru, da, cu care vă adresează toată lumea, sunteți adresat, mă rog. Avem vârsta. Ok. Ok. Avem genul masculin sau feminin, vom trece litera M sau F. Avem locul nașterii. Cred că avem cu toții Skincraft, poate aveți... Eu am trecut Barbașania. Eu sunt din America. Mă, okay, ce? Barbașania. Eu am venit din America la început. Barbașania. Cum ar fi să fă feminin? De unde mă cunoașteți? Hopa? Am auzit America. De la prietenul meu clar acum, adică. Dar e de toată lumea din oraș, ai de să venim. Domn primar, nu mai puteți, vă rog, liniște, restul. Nu vi se pare așa cunoscut ciorapul ăsta, pește și îmbrăcămintea asta? Nu înțeleg la ce mă referi, domnul Răcivano. Putea câine ud. Asta e aici tu, Luchi, cred. Luchi, te rog, nu mai mirosi. Te sunt pe tine însuți. Da, domnul primar, am întâlnat. Câine ud. Nu sunt domnișoara Clorna pe toată lumea. Ok, Ioana. Veți fi domnișoara Irafael dacă nu încetați odată. Ce? Avem așa. O fură. Schimb de mame. Dacă nu încetați, vom avea o nuntă pe schimb. Băi, dar eu am intrat când a avut consent să mă însopup. Gata, liniște, vă rog. Bun, foarte bine, foarte bine. La adresă ce scriu, domnule primar, că n-am înțeles. Mulțumesc. La adresă vom lăsa momentan gol. Vechi de-n buletină. Mă voi duce eu și voi numerota toate ploturile. Și după care l-am aruncat. Da? Și unde scriu CNP-ul? Să numerotăm ploturile. Bun. Unde scriu CNP-ul? N-avem. Haideți cu toți. Domnule primar, dar vreau să scriu CNP-ul. Nu mi-l dați, încă. Ok. Mă, ce? Bă, dar eu nu știu cum fac. Dar eu am 10 ani, n-am voie să am buletin. Mi-e frică. Tu ai certificat de naștere. Ok. Mi-am pus și CNP-ul și adresa reală. Plotul numărul 7 sau ceva. Ok, foarte bine. Momentan nu e numerotat, dar îl numerotăm imediat. Dar vă rog eu frumos, mai puneți niște... Mai puneți niște treceri de pieton, că e doar una pe toată aleea aia și ne amendează domnul corupt. Domnul nociv. Domnul nociv. Ne amendează. No, bun, acum că domn primar și toți ăia sunt acolo, cum ar fi să spargem noi tot locul ăsta, gen? Mă, ce se întâmplă pe aici? Bă, cum ar fi să-i spargem tot biroul, că a plecat? Afară. Hai să-i spargem tot biroul, că a plecat. Sparge tot biroul! Băieți, veniți un pic înăuntru, să vă arătăm o surpriză! Ia! Bă! Mă, de la domn primar! Fugi! Mă, ce? Bă, ce? Mă, ce? Nu, acum fug la domn primar, știu că n-am voie să folosesc ăsta, dar e o excepție! Bă, omule! Domnul! Ok, încă nu am primit sign-urile. Domn polițist? Vi l-am dropat. Nu vreau să fac bășcălie, nu nimic. Vă promit că în biroul de la primărie e doamna Ioana, a zis, băieți, ia intrați puțin. Era în birou cu Ioana și a scos mare armă la noi și a început să împuște tot după acolo. Domnule Nocivanu, vreau să vă spun ceva, dar e ceva strict secret. Ok, haideți domnul Luchi să discutăm, vă rog frumos să nu veniți. Ați auzit domn primar? Scrieți plot numărul 2, da. A scos arma Ioana la noi în primăria dumneavoastră, în birou dumneavoastră. Hopa! I-am zis și domnului. De ce? Nociv. A zis, băieți, ia intrați puțin, era singură cu Ioana în birou dumneavoastră. Și când am intrat eu cu, nu știu cine mai era, cu X Andrei, a zis, lați aici, a scos arma să împuște. Întrebați-i pe Andrei. Așa este, domnul Bogdan? Andrei. Andrei a scos arma, nu? Da, are armă, poate să nu. Ioana! Ce? Domnul Bogdan, dacă nu controlați, sunteți degeaba.
Chiar că degeaba. Vă rog să deschideți o secundă ușa. Dar de unde știți dumneavoastră unde stau eu așa urgent? A confirmat totul. A confirmat Andrei. Verificați, are armă. În momentul ăsta ești legată și stai aici, te rog frumos, liniște. Fugiți, fugiți. Să plece, momentan nu aștept, nu discut cu nimeni, doar eu și domnișoara rămâne. Ok. Vă rog să plecați. Da, tu poți să stai aici. Oana, ajută-mă. Numai puțin, ai grijă un pic. Oana, nu minți, fă ceea ce trebuie. Nu-l minți, nu-l minți pe domn polițist. Păi da, dar să-i spui și care mare armă și-a scos-o la mine și Andrei. Eu cred că vi s-a părut. Oana, explică-le și ajută-mă, domn polițist. Unde e Irinuș? Nu ce, ce? Stai. O fluierat aia, măgari. Domn polițist, o fluierat măgari. Vino cu, vino cu. Mă, dar face sunete. Uite cum stau la geam și pândesc. Doamne, mă, ce? Băi, ai nebunit. Deci ești, nu i-am nebunit. Ești ciuciu. Ce-o mă, fetele astea? Ești ciuciu. Noi ce avem? Ciucaceaca, ciucaceaca, ciucaceaca. Așa ești. Ciu-ciu, tuca-taca, 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 tuca-taca. Poți intra înăuntru? Hai. Nu. Loc aici, pe canapea. Bogdan, te rog, păzește intrarea. Vino repede, vino repede. Păzea, domn polițist. Ce se iau de aici? Te rog să eliberezi zona. Nu, mă, ce? Hai, plecați, plecați, plecați. Fă-ne tichet și plecăm. N-am voie. Ok, ok. Bă, erai pe drum, te-am văzut, te-am văzut. Bă. Erai pe drum. Măi, m-ai mințit. Bă, ascultă-mă, vino ca puțin. Vino cu aici. Ia, ce, ce, ce? Eu după Oana, ce face mă Oana acolo? Mă, deci momentan. Eu nu știu, auzeam ceva. Lăsați-ne doar pe noi doi, vă rog. Vino la mine la plot, că e mai bine acolo. Deci eu... Domnul Cristinel, bă, pleacă, te rog frumos, pleacă. Cerem de aici. Cerem ordin de restricție dacă mai veniți după da, noi. Da, la 30 de metri, kilometri. Mă, bă, ăștia nu înțeleg. Așa. Hai, spune, spune, spune. Deci, tu știi că vorbea năsucumet ceva de o mafie și ceva probe, dar pe la urmă eu nu am mai auzit nimic, nu m-am mai chemat sau, în fine, și... Ai grijă, ai grijă, uite un primar. Nu mai spate, nu mai spate. Așa. Și nu știu dacă tu ai reușit, ți-a dat ceva invitații, dar dacă te-a băgat în ceva de asta, să mă anunci pe mine, că eu chiar vreau să-l dau jos pe nociv. Că e cel mai mă, da, da, clar, clar o să anunț, clar o să anunț, dar nu, n-am, n-au, n-au fost, okay, nu știu okay. Ce s-a întâmplat, eu sincer cred că Chiusanii te-a mințit sau ceva, adică nu știu ce să zic. Da, știu, știu. Măi, vezi că eu am scris, da, eu am scris nume fake aici, am zis că mă cheamă Barbu Mihai. Mă, ce? Serios? Am zis, cum ar fi să-mi pun numele din piața reală, dar după vedeau abonații nebuni. Mă, ești nebun? Și-mi pun adresa reală, pun grapa de gunoi numărul 6. Da, e nebunie totală, bă. Da, vreau să-l dau jos, că e, nu-l mai suport. What? Ce-am făcut? Bă, te invită la secție. Mă, ce? Vino cu mine, Jackie. Jackie, vino cu mine să-mi ia apărarea, că nu se poate. Ești invită la secție, te rog frumos. Pentru ce ne chemați? O să discutăm acolo, nu mai tot de ce, de ce, de ce. Păi, nu, că e clar ceva rău, dar n-am făcut nimic. Poate trebuie să-ți dau 5.000 de euro, că am o datorie. Nu mai faci așa, că nu-mi place când ce faci de, așa. Ce de, ce de, ce de? Un țipăn urechi. Da, nu, nu sunteți genul care să ne dați bani, sincer. Da, e, da. Unde să știți. Doar să luați, să băgați la buzunar. Cu cine seamănă gardianul ăsta, mă, cu limba așa scoasă? Ce urât e, ce urât e, are cap de mă. Urât de toți. Mă, Ioana e cam suspectă. Unde, unde-i trotuarul, unde-i trotuarul? Vă las, nu vă dau amendă. Amendă, amendă, domn polițist. Amendă, domnul Civa, nu ați trecut pe stradă. Ia, vă rog frumos, Denis, nu mă mai bate joc. Da, da, da. S-a trăit, s-a trăit. Te-a chemat domnul primar, să știi. Nu pot, sunt, m-a chemat domn polițist. Bun, deci, avem Jakey, Funny Salt, omul orice, voi veniți, în rest, plecați de aici, vă rog. Mă, ce? Bă, nu era și Lucky. Bun, și Lucky, da, 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 Lucky. Vor mereu că e și Lucky. Stai că vreau să stau și eu jos. Bine, bine, bine. Bun, liniște de pină, vă rog, da, te ascult. Zisese domnul primar să-l chem de urgență pe Funny Salt. Okay, mă, dar ce am mai făcut? Dar l-aduce înapoi, ok? Bă, dar nebunezi, mă, vreți toți? Ai scăpat, salvat de clopoțel. Nu, că mă întorc și pun piciorul în prag cu toată tâmpenia asta. Eu mă întorc, fii atent, domn polițist. Hai, te rog, pleacă. Bun. Mă, e okay. Nebunie pe chat. Domnul Lucky, domnul hai, Bogdan, că nu te mai suport. Ce vrei? Bă, ce ți-am făcut? Te-a
chemat domnul primar, mă. Ce mă mai cheamă? Că m-a chemat domn polițai. Nu știu ce vrea. Nu știu. Unde e? La mine la plot? Da, acolo. Gardian urât. Și tu ești frumoasă. O, chica. Ok. Bună ziua, domn primar. Bună ziua, domnul Farnisalt. Haideți cu mine. M-a chemase domnul Civan la secție și a venit de urgență Bogdan să mă cheme. Da, 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 veniți, veniți aici. Vin, vin, vin. Care este problema? Aveți plot numărul 12. Asta puteți să-l mutați dumneavoastră. Da, da. Dar n-ați observat nimic nou pe plot? Nu. Doar ceva ce mi-ocupă tot plotul și e fix în mijloc, opa. Nu știu cine mi-a pus casa asta. E o casă, mai urățică așa. Primăria v-a instalat o nouă casă. Ce părere aveți? O pupăm. Păi ar fi cam timpul, că eu vă zic acum că, na, dumneavoastră sunteți de față. Domnul Cif cam prea baga amenzi la buzunar. Deci, hai să vă zic ce a făcut. Sunteți toți de față, da? Toți de față. S-a pus pe cealaltă parte, inclusiv Bogdan, s-a pus pe cealaltă parte a drumului și zice: ia, vino repede, vino repede. Și când încercam la el, ne-am dat 10 diamante amendă că am trecut pe stradă. Opa. Și uitați-vă pe toată aleea asta, toată aleea, e o singură trecere de pietoni. Deci de acolo până la pod e o singură trecere de pietoni. Deci domnul Civanu are un abuz de putere. O să discut cu dânsul și vom instala mai multe. Unul imens chiar. Dar între timp dumneavoastră nu v-ați făcut nicio casă și a trecut destul de mult timp. Așa că pe lângă că sunteți invitați să vă faceți și skin-ul. Da, da, puteți modifica. Am vorbit un plan pe viitor cu domnișoara Iris, fiindcă e o muncitoare foarte talentată și foarte harnică. O să o plătesc extrem de mult, mai mult decât plătește primăria, okay, ca să-mi okay facă și căsuță și skin ce trebuie. Foarte bine, foarte bine. Că eu-s leniș. Eu o să mă duc să numerotez în continuare. Ok, o mă întorc la domnul Nocivanis. Ah, bun, acum ajuns. Ioana, ce se întâmplă aici? Cum adică faceți live? Sunteți în secția de poliție, aici sunt date cu caracter personal. Bună ziua, intru și eu, am revenit. Ok, Fanny Salt, ca să se aduc la cunoștință, ești acuzat că ai vorbit foarte urât cu domnișoara Ioana și Oana și că ai fost bădăran. Să știți că a fost și domnul primar, a fost domn primar, deci domnul primar, ia auziți-o cum vorbește, a fost, nu pot să vorbesc, mă întrerupe. A fost martor, a fost martor, cum am zis ceva și pur și simplu ce... Măgare tași că spar capul în primărie, de față cu domn primar a zis. A auzit toți, a spart ouă de pe birou. Jake, ai auzit? Jake, tu ai auzit când mi-a zis asta? Eu am auzit tot, da. Și Luchi, și Omorce, și domn primar. Bun, sunteți o adunătură de nebuni în momentul ăsta, așa că veniți toți cu mine, toți șase cu mine. În momentul ăsta, toți veniți. Mi s-a luat deja puta celulă. Miros a pușcărie. Cine are de plătit amendă de 50 de diamante pentru deranjarea ordinii și liniștii publice? Întrebare, v-am zis, cine are de plătit? Păi dar eu nu ajung aici un consens cu voi, vă acuzați non-stop, ce e asta? Domnul înseamnă primar, că toți aveți, toți sunteți. Domnul primar, domnul... Mă, domnul Nocivano, ce se întâmplă aici? Vreau și eu să știu de ce am fost adormiți. Explicați-mi și mie, cine a spus să fiau aia? Bun, haideți de aici un pic că țipă, Ioana. Deci, într-un final vreau să vă spun că voi sunteți liberi. Domnișoara Ioana, de când a venit în oraș, se întâmplă lucruri foarte dubioase, așa că am arestat-o preventiv până când aflu de unde vine, ce se întâmplă cu ea, că nu mai înțeleg nimic. O întrebare am. Ați aflat până la urmă cine era furnica aia? Da, acea furnică era domnul Chisenity, dacă vă referiți zilele trecute. Păi da. Ce okay furnică? Cred că aveți pierdere de memorie, domnul Jakey. Bun. Domnul Fanny, am înțeles că doriți să vorbiți cu mine și cred că Luchi mai dorea. Nu. I-am zis domnului primar de faza cu trecerea pietonilor că nu-s destule și că ne-ați chemat peste drum. Ok, deci atât. Bine. Păi atunci o zi bună. Jakey, voi să mai vorbești cu mine sau ceva? Nu. Domnul Omorce? Nu voiam. Domnul primar, am cam leșinat un pic, ce s-a întâmplat? Ioana, sper să mori în pușcărie. De ce? Ce-am făcut? Miroși, apește. Nu-i adevărat. Miroșea, ton, piton. Hai, șpa. Vezi, Ioana, puteam să te salvez. N-ai vrut. Da, și eu puteam de mine, să vezi? Vezi? Nu te mai ai, dispari. Pe cum adică? Ia uzi-mă la ea. Se moare pușcăria azi. Dacă te star, să vă văd la față. Da, a, da? Miroase a pește, da, cu ton. Ia, stați mă așa, stați mă așa. Chichi, ia. Stai, lasă-mă. Nu, stai.
Faci ce vreau să fac și eu? Pe unde spargi? Bă, acoperă! Ce aici? Ce aici? Ce? M-a băgat degeaba, știi și tu că n-am făcut nimic. Cum te văzut, mă? Știu, mă, desimțitule. Nu, ce m-a băgat tonul degeaba. Vezi că te vede, că și peluchi l-a văzut. Și peluchi l-a văzut și l-a băgat la poate. Oana! E nebun! Bă, cine a luat ăsta? Morci, pune-l la loc, că l-ai luat tu. De să vă spun, să vă spun, n-am făcut absolut nimic și m-am băgat Ioana! În închisoarea asta. Ia uziți, super gravă. Vă, cine din cap? Spun? Eu m-am dus să spun că ești cetățenii acest oraș. M-au fluierat pe stradă, că mergea cu prietenele mele, Oana și Irinuș, degeaba. Ai nebunit, Ioana. Mi-au fluierat. Vocile, vocile din cap. Bă, Jackie, dacă vine, ce? Cred că au voci în capul meu, sau de ce? Da, Ioana, vocile! Oh my god! Vocile, Ioana! Vocile! Mă, ce? De ce i-a dat drumul? Bă, ce? What? Uite, a revenit și Clor, da? După ce le-a băgat pe toți la somn. De ce este această criminală în libertate? Alo, mă simt nesiguranță! Mică, mi-a frânt inima, Și mie! Ce etaj, mă? I-am dat 80 de diamante. Băteți-vă pentru mine. Spală-te. Am un mesaj pentru toți. V-am numerotat ploturile. Okay. Vă invit să vă verificați plotul și să treceți în buletin numărul. Ca după okay. care să-l și semnez, ca să fie oficial. Eu știu deja, sunt 12, mi-a zis dumneavoastră. Da, mulțumim. Da, da, deci, domnișoara Oana, de asemenea voiam să vorbesc cu domnișoara Oana. Da-mi Oana, parfumul meu. Ce am pentru dumneavoastră? L-am distrus. Jackie, vină cu ăla. Ce? Ce părere ai de buletinul ăsta? Dă să-l citești eu pe al tău. Ia. Dă să-l citești eu pe al tău. Pleacă-mă de aici. Domn primar, uitați buletinul aici. Ia să vedem. Citiți, nu știți dacă e ok. Ia să vedem. Așa, domnul Barbu. 10 ani! Gata, dați-l să-l fac, dați-l să-l fac normal, să nu mai fac la bășcălie, gata bășcălie. Așa, pun numele meu. America, adresa 12. Bun. Păi, domnul primar, l-a semnat. Acesta este da, e fake, e oficial. Fake. Am pus datele greșite. Bun, acesta este noul buletin al dumneavoastră. Când va opri poliția, vă veți legitima cu el, da? Mi-ați schimbat vârsta, trebuia să schimba și numele, că e nume fake. Trebuie l-am pus la bușcărie. Minimul de 14 ani. Nu este nicio problemă, dacă aveți unul fake, veți fi arestat. Pe e real. Nu este problemă. Așa mă cheamă. Domnul Bogdan este aici de față. Gata, Jake, am fake ID. Da. Mă, ce? Da. Taci, bă. Ce? Ia să vedem. Bun. Fără CNP. Ok, să-l zic pe-al meu. Nu suntem așa mulți în oraș încât să ne trebuiască și CNP. Ok. Și mai aveți ceva treabă cu noi? Doar domnul Jake, aveți vârsta de 100 de ani. Mă, ce? Haideți, da. Când tușește este cenușă. Domnul primar. Da, să vă dau. Ia tușiți. Nu, luați-l înapoi. Haideți să mergem la primărie. Ochii mei. Măi, ce? Doamne, cred că îmi fac un alt buletin. Nu se poate așa. Da. După cum puteți da și mie un telefon, că eu n-am primit. Păi discutăm la primărie. Ok. Haideți după mine. Bă, aici ne-am pușcat doamna Ioana. Da. Și vorbea ceva de... Dar nu zicem. Da. În particular, dacă e. Trebuie
trebuie să-mi refac asta. Domnul primar, domnul primar. Unde-i mă, domnul primar? Gata, știu ce fac. Aici. Veți aștepta aici. Veți aștepta pe băncuța aici. Veți fi cu minți și intrați unul câte unul în biroul. Da. Primar. Mamă, gata, știu ce fac. Mă duc la baie. Domnul primar, singura mea. Domnul Jakey Beleaua. Gata, hai că l-ascult. Aveți 100 de ani cumva? Da, aproape fac 110. Salt. Funny. Nu este funny posibil salt, așa ceva. Trebuie să vă răzgândiți vârstă... și să-mi dați o adresă, o adresă, o vârstă corectă. Masculin. Bine, domn primar, vă dau vârsta reală. Dacă se spune adevărat, poți să știți... Mă scuzați că vă întrerup, se poate, domn primar? Poți să știți foarte bine că eu de acolo am venit pe Skincraft, direct din America. Ok, și să am semnat cu domnul primar. Hai să încercăm să-i luăm semnătura. Ok, deci așa. Ok. Primar. Ok, perfect. Păi fani să... Mamă, dar poate să vadă că l-am făcut eu. Bă. Ok, ok. Ok. Nu știu cum să fac. El aș da pe ăsta. Dar când o să mă cheme înăuntru o să vorbesc eu cu el. Că nu merge, trebuie să fie semnat de el ca să am două. Știi, să fie fake, adevărat, adevărat, adevărat. Ok, deci domnul Jiki a intrat cu domnul Civ. Este mea reală. What? Am intrat acolo și vreau să-i spunez. Ia stai așa să merg eu până aici. Nu! Arestați-l, vă rog frumos, domnul Jiki. Vă rog frumos, domnul Jiki. 20 de minute în închisoare. Cum adică am 9 ani? În momentul ăsta ești legat primarului. Și hai cu mine, Jakey. Domnule Fanisal, vă rog frumos. Domnule primar, ce asta? Repede, 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 repede. Cum adică cu mine? Ce-am făcut? Haide, haide, mă, și ce-a făcut prietenul meu? Ce-a făcut? Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua, bună ziua! Deci, ok, stai să iau și un scaun de aici. Nu trebuie să stați jos, domnul Fanisal. La înălțime chiar. Nu! Vă bateți joc efectiv, domnul Bogdan. Nu, gata, gata, nu, gata, gata, gata. Nu, chiar e o discuție serioasă, e o discuție serioasă. Este o mică problemă cu domnul Fanny Salt. Da, cu buletinul e o primărie, e o problemă foarte mare. Și aș dori să-mi refac unul, vi-l dau dumneavoastră pe același, pe acesta, ca să nu ziceți că am două. Ia să vedem. Vi-l dau pe ăsta de la semnat dumneavoastră. Și mi-l refac cu numele familie real. Fanny Salt, 115. Deci dumneavoastră mi-ați oferit un buletin fals. Nu e falsificare de acte, pur și simplu am pus la bășcăle acolo. Dar nu e falsificare că am venit și nu le-am folosit. Uitați aici ăsta real care nu e la bășcălie. Ia să vedem. Și doresc să fiu un cetățean nobil. După cum știți, am niște puncte de reputație. Că i-am plătit numele cu literă mică. Păi așa am eu. Eu am cu literă mică. Se sparg geamurile. Eu cred că e Ioana. Da. Eu am literă mică așa. M-am născut. Domnul Bogdan. Cine spărgea geamurile? Nu știu, dar erau aici între ăștia spărgea și am amenințat că după aceea chem domnul șef. Ca îi închin cu. Haideți, vă rog, ca să nu fiți arestați, da? Da. Bun. După dumneavoastră. Deci, domnul Fanny Salt. Da, da. Domnul eu Bogdan, m-am născut cu litere mici. Serios. Da, 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 adresa 12. Nu știe chat, nu știe. Bun, domnul Bogdan, păi... Ha, e complicat ce se întâmplă aici. Hai, iertați-mă, domnul, că v-am ajutat cu multe. Domnul Bogdan, eu zic să intrați în posesia acestor documente. Vă rog frumos, a trebuit să vă încin cu acest document. Și să discutați cu domnul Nocivanu despre falsificarea acestora. Dar n-a fost falsificare, dumneavoastră l-ați semnat. Și eliberați biroul, vă rog. Ok, vă ține minte. Am pins. Normal, unde-i domnul Civan? Hai, Bogdan. Următorul, următorul. Ia, stai că mă uit pe geam. Nu știu. L-ați dus pe domnul Civ? Bă, dar vreau și eu să intru. Da, este în oraș. Da? Hai, Bogdan, e repede în oraș. Ok. Este în cercetare, dar poate la final putem discuta. Ok, ok. Bună ziua, m-a trimis domnul primar. Deoarece când mi-am pus buletinul, s-ar putea sau nu să-mi fie alunecat stiloul și în loc să scriu numele meu Fanny Salt, am scris un alt nume.
Ok, imediat verific. Domnul Jake, vă rog, luați-vă cartea de identitate și scrieți-vă vârsta reală. Bun, domnul Fanny Salt, adică vreau și o a ce doua nume șansă ați trecut? E, m-am gândit să pun un nume care nu e al meu ca idee, doar că mi s-a părut foarte amuzant. Și am pus, uitați-vă, dă-i actele. După părerea mea, asta e falsificare de acte. Păi da, nu, că l-a semnat domnul Jake, Rafael. Știi? Da, vreau și o a doua șansă cum a primit. La mine a fost doar la vârstă, nu-i corect. Nu e la nume, adică e numele meu real ăla. Să scriu cu literă mare dacă tot. Eu i-am zis lui domnul primar că m-am născut cu literă mică, dar e ok. Păi văd că numele e Salt și prenumele Fanny. Păi da, puteți să... Da, ideea e să vă uitați la celălalt. Că ăsta e al doilea pe care l-am făcut. Ca să nu am celălalt. E, păi vi-l da acum. A, ok, ok. A, este semnat deja. Ok. Bun. Deci v-a spus aici un nume. Nu este numele dumneavoastră categoric. Da. Ceea ce înseamnă că pe Jake l-am mai scăpat cum l-am scăpat că n-avea semnat, dar dumneavoastră trebuie să achitați o amendă de 20 de diamante și puteți să vă duceți cu buletinul, cu certificatul la domn primar. Ok. O să accept pentru bășcălie, doar că amendele astea și... sunt grave. Nu, nu sunt deloc grave, domnul Fanny Salt. S-ar putea să fie mai grave dacă discutați așa cu noi. Ok, ok. Deci poți să las cu literă mică? Diamantele unde sunt? Poți să las cu literă mică sau trebuie să pun literă mare neapărat? Că eu știu cum am spus cu literă mică. Cu... nu știu, discutați cu primar, dar cred că cu literă mare trebuie, da. Am pus mare. 15 ani. Așa, ok, hai să mergem repede la salutare primar. Bună ziua! O zi frumoasă, vă doresc. O zi frumoasă, o zi frumoasă. Așa. Ok. Gata, am scăpat de radar, putem să fugim repede. Domnul Fanny Salt, de ce ați traversat fără... Băi, Luchy, sunt foarte supărat în momentul ăsta și tu ca prietenul meu, te rog, lasă-mă în pace. Păpucești! Urcăm cu asta la băbana, ok, ok. Da, 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 e bine. Domnul primar! Bine. A venit favoritul vostru. Poftiți, poftiți. Și aș vrea să plătesc plotul. Mai aștept. Da, n-ați achitat plotul, sigur. Cred că o să mă reși eu plotul la maxim. Că, de ce nu? Deci plotul este... erau 20 de diamante, parcă, sau? Ce faci? Aveți 20 pe 20. Da. Dacă ți-ți dau un pupic, mă faci că m-am făcut posedataie de Ioana. Da, diamante, corect. Da. Și cu 50 extinderea. Ok. Da, Andrei, vin, Basti, vin încă. Ok, deci m-am dus cu domnul Bogdan și a trebuit să plătesc cu amendă de $20 năsoși, diamante. Bun. Ok. Și ăsta e american dumneavoastră. Da, 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 că așa am venit pe celălalt server, am venit direct din America cu barca. A fost greu rău de tot că aveam o barcă de aia. Bun. Și vreau să văd cât de mult pot să-mi extind plotul în spate. Cam o zi de niște extindere. Deci să extindeți plotul în spate cu 10 blocuri. Și cât costă? 5 diamante costă pe bloc, adică total 50 de diamante. Ok. Nu aveți, nu? Ba da, ba da. Știți că-s cel mai bogat din serie. Uitați aici. Wow, cel mai bogat. Da, da, da. Ok, ok. Bun, și... aveți oficial autorizație. Când o să vină și dolarii sau cum îi numiți voi? Ca să nu mai stau cu atâtea diamante pe aici. Păi, momentan o să urmeze și banca, dar da, momentan avem primăria. Poate data viitoare, să vedem următoarea construcție. Ok, ok, ok. Vreți să fiți banchier? Da, nu mi-a stricat un job pentru mai multe diamante. Doar că pun în contribuare și gata. Trebuie să-mi extind eu plotul sau le extinde primăria? Nu, le extindeți dumneavoastră cu 10. Ok, ok, ok. O zi bună și... vin eu și vă ajut dacă nu. Da, vă mulțumesc pentru a doua șansă. Gata, băi, ți-a rezolvat-o și pe asta. La revedere. O să plec și eu. Și da, cam atât a fost cu acest episod. Un episod mai lung, doar că a trebuit să facem extrem de multe aveți chestii. Aveți nadune, păi da. Șșș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 ș
Și pa, și pa!